La mulți ani de 1 decembrie 2022, vă doresc și mie sănătate, mai bună de toate. Sunt în strat în Iorița din Harrow, aproape de Londra. Uite ce frumos, acolo e măsuța mea, numărul 23. Mă bucur de prima zi din restul vieții mele. 1 decembrie 2022, sunt în Londra, la periferia Londrei. Can you show me how you use this place? I'm very curious, I never used it before, so? Yeah, it's just to communicate between each other. Oh. Yeah. Yeah, flash me. Yay! Oh, this is the modern one now. Oh, it's the modern one. This is 2022. Oh, okay. Can I do it? Or can I press it if you don't mind? Yes, let's see. This one? This button? Yes. The new one. Oh. It's heavy. Yeah, oh! Heavy, but good battery, yeah? Oh, this one? Yeah? Yeah, I live green. Oh, welcome, very nice. Don't forget to like, share and subscribe, please. Doesn't cost you nothing. Hey, am ajuns la Houston. Okay. Și mă duc la restaurantul Miorița, la restaurantul românesc. Unde vreau să mănânc românește, că suntem în 1 decembrie. Hello, Houston. Da, o viață, nu știe cât de lungă, cât de scurtă. Știu că astăzi este prima zi din restul vieții mele. Și mă bucur ca și cum ar fi ultima. Știu că este prima. Da. Eee, la mulți ani, România, la mulți ani români de peste tineri. Toți sunteți români. Da. Românce. Oh, ce fain. Zero. Please like, share and subscribe. Thank you. Mulțumesc și vizionare plăcută. Este o zi însorită, frumoasă. Abia aștept să mă întâlnesc cu toți românașii mei, să petrec ziua de 1 decembrie în Londra. 1 decembrie 2022. Prima zi de 1 decembrie, care o petrec cu alți români pe care nu-i cunosc absolut deloc, dar avem un grup de WhatsApp, frate, plină Londra de construcții. Plină Londra de construcții. Bineînțeles, plină Londra de românași care construiesc în Londra. Da. Pe curând, clădiri în periferie. Ce frumos. Frumos pentru oraș, pentru capitală, dar eu sunt countryside lover. Da, din când în când e bine să vii și prin orașe mari, să ții contact cu tehnologia. Da. Ne apropiem de stația London Victoria. Așa arată din toate direcțiile. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are now approaching London Victoria, which is our final station stop. With the lighting at Victoria, please ensure that you have all of your personal items with you. And please mind the gap and step between train and platform. Londra, Victoria. E liniște că e la miezul zilei. Toată lumea e la lucru. Suntem 1 decembrie 2022. E ziua ideală de a merge în oraș. În orașe mari, așa. E acolo, Londra, Victoria. Bine ați venit în Londra, Victoria, 1 decembrie 2022. Da, da. O muntă. Da, hai să vedem. Dacă toată lumea. Da, s-a deschis și ușa. Trebuie să îmi regrez aici să nu se... Nu mă grăbesc. Da. Bine a venit în Londra, 1 decembrie 2022,
că hei, aici mă vedeți mai bine. Vine a venit în Londra. Ei, 1 decembrie, prima oară când o să petrec cu românașii de pe WhatsApp, grupul de WhatsApp. Va fi o zi minunată, extraordinară. Abia aștept. Hei! Yeah, change the mood. Haide. O să-mi scot biletul. Stai puțin. Eu sunt departe. În buzunar, să nu pierd. Da. Opa, opa, hai. Oh, s-a băgat adânc. Ia să desprinde și mai tare. O să mă uit la maxim. Da. Biletul aici. Bun. London Victoria. Toate la locul lor. Toată lumea intră, iese controlat. Oamenii care strâng. Da? Fac curățenie în tren. Așa e normal. Oamenii grăbiți, uită lucruri. Iată, ce Christmas. Iată, Frank Sinatra is the best. Da, filmează, iată. Da, filmează. Și aici așa. Cinema. Da. Cele mai bune reclame aici sunt în stația de tren. Aici va urma. Și eu că acest tren a venit. Da. Am scos biletul. Excuse me, sir. Hi. Which is the last train from here to Crawley, please, to Gatwick? Crawley tonight? Or... Yes, tonight, please. Yes, sir. Thank you very much. Actually, I've only got the timetable up until 2 o'clock, so I'll have to check it back. Oh, okay. I follow you. Yeah. Thank you very much. I'd like to go back with the not with. 11 p.m. Yeah, it should be okay. Well, that's a good idea. They really want to make it. Horsham as well. So 11:35. Yeah. Okay. Normally, yeah, that's via Crawley as well. And F, the F is the line, yeah. The fast line, yeah. The fast line. So which one? Which one? No, they're saying it's on 13. What's mean 13? Yeah. Pardon? 11:30. That's the same one. 11:35. The Horsham service, yeah. Okay. And previous of this? The 05. 11:05. Okay. Yeah. Okay, with this ticket I come back with this, yeah? Because I told them to give me until 11. Yeah, of course, 11, yes, that's fine. 11 p.m., yeah? Yeah. Okay, I can use it after 11 or no? Yeah, it's fine. Yeah, yeah, it's fine? Yeah, okay, yeah, please, thank you. You can use this up to 4 in the morning. Really? Yeah. Oh, because they asked me where you come back, so okay. Thank you very much. Okay. Then I can stay until 4 in the morning. That's going to be the last one for the night anyway. Yeah, 35. Okay, so 11:05, 11:35. 05 and 35. Yes, 35. 05 and 35. Thank you very much. Okay. Can you show me how you use this, please?
I'm very curious. I never used the CDs before, so. Yeah, just give. It's just to communicate between each other. Oh. Yeah. Sure. Yeah, flash me. Yay! Oh, this is the modern one now. Oh, it's the modern one. This is 2022. Oh, okay. Can I do it? Or? Can I press it if you don't mind? Yes, let's see. This one? Yes, this button? Yes. Hey! You need the underground. Hey! Yeah, hey. Nice! Yeah. Nice! Thank you very much, sir. No worries. And this is the new one. Oh! It's heavy. Yeah, oh! To heavy, but good battery, yeah? This one? Yeah? Yeah, I love green. Oh, welcome, very nice. Wow, very nice. Thank you very much. Right. You made my day. Are you a YouTuber? Or yes, I'm a YouTuber. Okay. Yeah. What's your channel? My channel is Vio Roman. Vio Roman. Vio? Vio, yes. And Roman, yes. Okay, and I go, today is my national day. National day. Country day. Okay. And Romania. Romania, okay. Yes, from Transylvania. Have you met someone from Transylvania? Yeah. We've got a few Romanians that work here. Yes. Oh, yeah. Don't worry. I drink red wine. No worry. I drink red wine anymore. We have a driver who's from. Really? Yeah. Thank you very much. Now is my national country day, 1st December, and I go to meet with 500 Romanians in the center. Oh, wait, really? So. Are you going to have a party? Party, yes. Yeah. We have party, so. And then yeah, thank you very much, sir. You make my day. Thank you. Don't worry. Thank you, sir. Thank you. Bless you. Yes, it's a party. Yes. Thank you. Have a good day. Bless you. Thank you. Don't forget to like, share, and subscribe, please. Doesn't cost you nothing. Thank you. Și ce oameni plăcuți la CFR-ul. Engleză, să zic așa. Super tare. Super tare. I cannot believe it, yeah. Recorded. Hello. Have a good day. Thank you. Da. Mi-aduc aminte când am fost prima oară în această stație, acum 8 ani de zile. Mi-am cumpărat one-way ticket, n-am vrut să mă mai întorc aici deloc. Aici, în România, decât după 2 ani. Foarte fain, super fain, abia aștept emoții de început de drum. Da. Bun, deci la 11.05 să fiu în stație aici. Super fain. Mă duc acum într-o locație unde se mănâncă românește. Wow, ce emoție! Nu mă gândesc că a fost aici. Ia uite. Hey! Sorry, after you! Wow, super fine. Sorry. You sure? You ready? Okay, thank you. Ah, so that's the token. Yeah. Interesant. Da, interesant. Îți faci poze. Da, să te vezi. Da. Decembrie 2022. Yeah. I have to stay here.
Ok. Așa. Acolo e camera. Da. Super fain, da? Da, hai să vedem ce e aici. Ce mai e nou. Opa, am văzut ceva interesant. Poți să încarci telefonul aici, la CFR, fie de încetare. Da, ia să încarc eu telefonul aici. Lumea se cred că are și wireless. Cred că zice, are wireless charging. Interesting. Wireless, yeah? It's wireless, yeah? You don't... You said he's wireless? Nice. Interesting. Thank you. Ok. Pumpa. Așa arată metroul din Victoria Station. Pe funcții, nu uite. Spune la Platform 2, la nivel platform 3. Este ca un mușură de... mușură de... furnici. Where is number 3? Platform number 2. Plan Victoria. Oh, this is way out. Platform number 3, where is this down? Platform number 2. Number 2. Set platform number 3. Okay. You got it? Sorry. Go to line. Asta vreau, asta cotană. Platform number 3. Aici trebuie să merg eu. Ce nebunie. Ah, don't worry, thank you. Let's walk, much faster, let's see. Se face postul de mâncare. Mergem mai repede. Da, platform number 3, asta e. Wow, ce aglomerat aici, sorry. Sorry. Mergem la ultima, totdeauna la ultima, e mai ușor. Nu e aglomerat. Da, uite, ce frumos e aici, n-ai ce treabă. Lejer. Da. Trebuie să mergem, da? Ce liniște aici, comparativ cu liniile celelalte. Foarte fain. Curățenie. Miros ventilat. Aer ventilat. Super fain. Asta am legătură. Please stand behind the yellow line as the train approaches. Use the full length of the platform and let customers off the train first. Ei, intrăm în metrou.
Mind the gap, please. Circle of District Line, National Rail Services, and Victoria Coach Station. This station has Denver access. This is a Victoria Line train to Walthamstow Central. Hey. To Walthamstow Central. Hey. Ne vedem curând pe ecrane, Oxford Circus. Am ajuns la Houston și mă duc la restaurantul Miorița, la restaurantul românesc. Ne vreau să mănânc românește, că suntem în 1 decembrie. Hello, Houston! De minute până ajung la stație, adică de fapt până ajung la restaurant românesc, unde vreau să mănânc un burger tradițional românesc, nu burger londonesc, da? Cu ingrediente tradiționale referitor la, refer la aici la mici. Deci 25 de minute până acolo. Și am ajuns. Mai am 15 minute de mers pe jos până la restaurantul Miorița, unde voi mânca tradițional, așa cum mi-am propus de atâta timp. Bun, serios. Am ajuns. Hai că până aici 5 minute mai am de mers pe jos până la asta și o să mănânc tradițional românesc în Anglia. Ia uite, am ajuns. Hai România. Deșteaptă-te române. Sănătate. Înregistrează? Înregistrează. Bun. Fixez. Bun. Și mergem. Aici stația unde am coborât. Da? Și mergem către restaurantul Miorița, unde se mănâncă românește. Am 19 minute de mers pe jos. Așa că o să merg pe jos pentru că e vreme. Continue on to High Street. Trăiască România. Ce faceți? 1 decembrie, veniți pe 17.30 în la roată, ne trimit 500 de românași. Ok. Da? 500. Da, 500 românași, minimum. Avem un grup de WhatsApp, 500 de românași, acolo suntem la... Cum? Ce ai făcut? Ce? Mă duc la restaurantul Miroița să mănânc românește. Vin de la 4 ore distanță de aici, din Gatwick Airport. La cine? Din Gatwick Airport vin. Știi unde e Gatwick Airport? Da, da, da. Nu, acolo locuiesc eu. Și am venit special pentru să mănânc la românește la restaurantul Miorița, aici, știu unde era restaurantul Miorița. Și după ce am mă la întâlnire cu băieții. Okay. 500 de persoane, veniți acolo, de seară. Da? E prima oară când vin și eu. Da, sănătate, mai bine. La mulți ani, români! Apropo, sănătate. Hai că m-a rămas. Încă doi, poate, subscriberi. Trăiască România! Hei! La mulți ani! La mulți ani. Da. Trebuie să mergem pe aici, 19 minute. Vreau să cumpăr produse. La mulți ani, hei! Ce fac? Salut! Salut! La mulți ani, românește! Salut. Mă bucur, te-am văzut și pe tine asta. Eu vin din Gatwick, din aeroport. Okay. Da, și mă duc la restaurantul Miorița să mănânc ceva românește și după aceea mă întâlnesc la 17.30 în centru, în Unirata. Da, da. 500 de persoane vin. Da, 500 de persoane vin. Da.
E un grup de WhatsApp și m-am dus să mă duc acolo special. Okay. Poate vii. Sănătate. Canalul meu de YouTube e Bio Roman, dacă vrei să te uiți. Bio Roman. Da, sănătate. O zi bună. Bună. Am mai trăit în Românași. 3 decembrie. Da. Hai că e comunitate de români foarte mare aici, categoric. Unde nu sunt români? Unde nu sunt români? Dar mulți ani românii! E zi faină! Eee, la mulți ani România, la mulți ani români de peste tineri! Toți sunteți români! Da! Românce! Oh, ce fain! Mă duc la restaurantul Miorița că vreau să mănânc ceva, niște mici. Și mă duc direct acolo. Vin la, de la 4 ore distanță. Poftim? Îi salut din partea cui? Fetele de la Oenza. Fetele de la Oenza. Oenza, ok. Da. Bun, perfect. Vă doresc și unul sănătate, cum e unul. Canalul meu de YouTube e Bio Roman. Sănătate. Apropo, 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 ne întâlnim 500 de persoane minim, e un grup de WhatsApp, ne întâlnim în Londra, în centrul Londrei, în Iroata, James Park, da? Astăzi la ora 5:30 începe adunarea, după aceea e petrecere. Da, 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 sănătate, sănătate, mai bine, ne vedem acolo. Sănătate, mulți ani, un an. Mă filmează? Filmează, nu se filmează, trebuie să filmeze. Turn left onto High Street A409. Ok, Jose. E verde aici sau nu e verde? Nu e verde. Da, stau, e roșu. Normal, asta ce să fac. Hai, românașii mei, unde mai sunteți? Ieșiți la egală. Se lucrează, îți dai seama, mijloc cu săptămânii, miercuri. Hai. E soare, fain, uite. România! Vedeți acolo? Os România, tarap, tararara. Mă bucur de prima zi din restul vieții mele. 1 decembrie 2022 sunt în Londra, la periferia Londrei, undeva. Harrow. Nu știu de ce nu merge aici. Cea de pitoni, așa că nu mai stau, că timpul trece și e prețios timpul. Haideți românașii mei, unde sunteți? Ia să vă văd. Nu e nicio românaș aici. Bună! Hei, salut! Român, normal! Sănătate! La mulți ani, cu sănătate, cu mai mult decât toate, 1 decembrie. Vezi că ne întâlnim în Londra, la Roată, la James Park, astăzi, la 5:30. Se întâlnesc 500 de persoane minimum și dacă vrei să vii acolo, te așteptăm. Sănătate, la mulți ani! Da, trebuie să fie în apropiere, că Google m-am imaginat ca să nu că sunt în direcția opusă. Da, sunt în direcția bună, dar numai că dacă ziceam, eram în direcția opusă, îmi zicea ceva. Bine, da, verificăm. Da, sunt bine. Hai, românași, unde sunteți? 9 minute de mers pe jos, au trecut vreo 10 minute, probabil. Hai, vedem, și ne mai întâlnim. Viața, da, o viață, nu știe cât de lungă, cât de scurtă,
știu că astăzi este prima zi din restul vieții mele. Și mă bucur ca și cum ar fi ultima. Știu că este prima. Da. Avem, sunt niște români prin stație pe aici. Trebuie să fie. Trebuie să fie românași. Peste tot pe lumea asta. Avem, cine zice la mulți ani, avem. Nu m-a abătut pe nimeni. Am făcut cu mâna. Am găsit o românași. Românașul. Unde este românașul? Uite Miorița acolo în față. Nu pot să cred, am ajuns la Miorița. Uite și Suceava. Ia să mă întreb, dar să pe partea cealaltă, să văd mai bine. Da, bună, la mulți ani. Cu sănătate, că mai mult decât toate. Uite, am venit 4 ore distanță să vin aici la restaurantul ăsta să mănânc. 4 ore distanță, din Ghetic vin. Mulțumesc, din Ghetic am venit. Special pentru Miorița, n-am venit niciodată aici, așa am venit să vin. E bună, nu e bună, măcar știu că întrez prima zi din restul vieții mele cu maximă intensitate, așa că... Vreți să... Am un canal de YouTube, dacă vreți să zici... Vio Roman! Da, mersi! Văd că și Suceava aici, foarte tare! Hai că mă duc pe... Acolo mergi și tu? Perfect! Hai că mă duc pe partea cealaltă să văd mai bine! O zi bună, la mulți ani, cu sănătate! Ne întâlnim 500 de persoane în Londra, la 5:30, 500 de persoane de minimum, avem un grup de WhatsApp unde ne întâlnim și după aceea facem party după aceea. Stăm acolo vreo oră, două, facem party la 5:30 astăzi, în James Park. Okay. Da? Și dacă vreți să veniți, sănătate! O, uite româna și mie acolo! Da, așa. Și așa că nu e așa, ia uite. Magazin românesc, East European Food. Reclamă vă fac, ia. România, în Harrow, aici, la o perfilie din Londra. Crească România! Sper să se vadă, nu? Se vede acum. Da, se vede acum că mă la... Aia România, magazin românesc, tradițional. Vă dați seama câți români cumpără de aici. Da, și avem și un restaurant aici. Restaurant Miorița. Nu cred că e deschis acum. Ia. Your destination is on the left. Indeed. Miorița restaurant. Veniți aici și mâncați. Da? Nu știu dacă e deschis acum, cum se vede nicio mișcare, niciun bec aprins. Da, este perfect. O locație desăvârșită pentru a avea o zi de 1 decembrie din 2022. Extraordinară. În sfârșit, mi-am îndeplinit un vis. De la 4 ori distanță de aici sunt și am venit special pentru așa ceva, să mă întâlnesc cu românași din Londra. Da. Se pare că nu-i deschis, deci o să mă aștept ceva. Bună, la mulți ani! Pe 1 decembrie, la mulți ani! Nu zici nimic? Ți-e rușine? O zi bună! Da, hai că mă duc la magazin aici să văd ce am de cumpărat, dacă nu-i deschis la restaurant, mănâncă, aștept să văd dacă am timp să mai stau pe aici. Și mi-e o poftă, nu mai pot, plouă în gură. Da, aștept. Ia, hai să vedem ce e. Ce iese. Se pare că e închis. Da. Hai că îmi plouă în gură. Vreau să mănânc ceva. E închis? Nu e închis? Da, ce-am aici? România! Te iubesc! Trebuie să opresc. Mi-a dat voie să filmez, așa că încep filmarea de aici. Pam, pam, ia. Că nu e nimeni în restaurant decât două persoane, un cuplu. Ia, se filmează. Ei, ha! Restaurantul românesc, specific românesc. Am intrat. Uite ce frumoasă primire. Pregătiți de partea de Crăciun, bineînțeles. Foarte fain. Îmi place că suntem foarte puțini oameni aici, dar
o pereche. Perfect. Abia aștept să... Uite, au și înghețat aici. Vă recomand să veniți aici căută și înghețatați. Sainsbury. Oh, e somon și înghețată, îți dai seama. Foarte frumos. Da. Abia aștept să mănânc înghețată de la voi. Nu vreau să deranjez, dar spuneți-mi o masă micuță. Ah, perfect. Se poate, da? Bă, da, numărul 18. Numărul 18. Perfect. Mă vedeam și eu. Sigur nu deranjez, da? Sigur nu deranjez. Bun, perfect. Mă simt ca România, nu mai sunt în Londra. Aici vine și grupul ăla cu Travel, dacă știu. Cine? Travel. Cu Travel mă întâlnesc. Da? Da, Travel grup. Da. Perfect. Ah, m-am încălzit de cât am mers. Bun. Nu vreau să deranjez, e prea frumos. Da. Am o rugăciune la tine. Numărul meu norocos este 23. Putem pune 23 aici, da? Da? Te rog frumos, dacă se poate. 23 la da, 93. Numărul meu norocos. Frate meu și... Hai să găsim. Eu și frate meu m-am născut pe 23. Ne-am născut amândoi pe 23. Hai, nu. Acea zi, dar diferită lună, diferită an, știi? Da? Super. Uite, au și țambal aici. Superb. Deci, de obicei, la ce oră începe? 6-7. Oh, deci avem timp, nu? Ia uite, mulțumesc, stimabile. Mi-a pus numărul 23 pe masă. Super fain. Poftim? Rocetă. Da? Usturoi și ceapă roșie. Așa, bravo, cu piper, nu? Da. Stă bine? Bun. Hai să mă așez. Uite, au și țambal aici. Fac o comandă și revin. Iată ce frumos aici. Au țambal aici. Foarte fain. Țambal. Super. Super. Uite ce tablou frumos aici. Super tablou. Tradițional. Perfect. O să stau cu fața la geam. Vreau să văd geamul, uite cum se vede. Așa se vede, frumos. Așa stau. Așa. Bun. Foarte fain. Uite, steagul României. Asta. Bun, se vede frumos. Se bine? Se vede. Să mâncăm și noi ceva. No. Ia să ce mâncăm aici. Ce avem aici? No. Aveți toate ciorbele? Aveți toate ciorbele? Da, da. A, deci sunteți pregătiți de spectacol. Bun. Doar fasolea nu-i în pâine, am doar fasole în bol. Fasole în bol? Da, deci nu scrie aici fasole în bol. Eu sunt ciorbar. Eu sunt ciorbar, nu știu, m-am uitat. Nu scrie. Bun. Mersi. Bun. Sigur mănânc o ciorbă, fac comanda și revin. Da. Numărul meu norocos 23. M-a rugat să-mi pună numărul meu norocos. Vă ce frumos. Vă trecem greșimea. La mulți ani, sănătate când v-am repetat. Ne vedem cu bine, sănătoși. Numai bine. Uite, și aici țambalul. Renumită țambal. O să fie seara asta live. Bineînțeles. Și mi-a venit și ceafa de porc cu tot prăjiți și cu salată asortată. Superb. Da, stăm la restaurantul Miorița. Și uite ce frumoasă e. Ce standafire. Ce e frumoasă. Mulțumesc, poftă bună. Vai, ce bună e. Vă recomand cu cea mai mare drag. Am înțeam cu sănătate, cu mai mult decât toate. Am venit la restaurantul Miorița din Londra, Harrow. Las adresa în ecran aici. Numărul meu norocos, 23, fratele meu și eu suntem născuți în așa zi. Sănătate. Da, uite. Perfect. Ce să zic? Cerbe dintre stele. Pentru ea eu mi-aș da viața și zilele mele.
vedeți. Wow, are un gust deosebit, deosebit. Gust, nu știu, miros, și... Da, miros, da, miros și un gust, cred că se fie, wow, e super. Deci e super. Ciolan a fumat. Dânsul este bucătarul șef și patronul de aici, de la Miorița. Da, da, știu, nu știu ce ciorane frumoase. Excellent, tradițional, 100%. Deci, efectiv, wow, e România asta, nu? Eu le fac aici, da, la Norvia. Nu, nu zic că le cumpărați în casă, cumpărați aici. Da, 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 din România. Da, din România, din da, zic că se simte. Le-am afumat aici. Se simte, da, zic că e super. Vă mulțumesc mult pentru tipa, vă recomand restaurantul Miorița. Da, mulțumesc. Vă dată cu cea mai bună bucată și tot respectul pentru ce te faceți. Că România de, românii de pretutindeni și România unde ești tu, vă recomand cu cel mai mare drag barul, restaurant Miorița din inima Bucovinei, Rădăuți, patronul din Rădăuți și e exemplar, vă recomand, am gustat plusurile lor, este cel mai bun, vă recomand. Sunt foarte încântat, așa ceva nu vezi oriunde. Vă recomand să veniți aici la restaurantul Miorița, este cel mai gustos. Nu vă spun de cât adevăr, am fost aici, am mâncat. Din 1 decembrie 2022, sunt aici în Harrow, aproape de Londra. Este extraordinar. Restaurantul Bar Miorița. Foarte frumos. Foarte frumos, foarte frumos. Extraordinar. Mă bucur că am ajuns aici și că am putut să mânc așa ceva. Papanașul a fost rețeta bunicii. Efectiv, rețeta bunicii. Rețeta bunicii. Da? Hai, și aici e Suceava, East European Food, da? La putere. Aoleu, ce e aici? La mulți ani, români! Da, ce fain! Fain! La mulți ani, români! La mulți ani, 1 decembrie! Vă doresc și-mi doresc și mie! Am fost acum la restaurantul Miorița, jos pălăria. Vă doresc și-mi doresc și mie, sănătate! Acum ne întâlnim în Londra, ne întâlnim la 5:30, 500 de persoane, la James Park. Dacă vreți să veniți, avem un grup de WhatsApp și... Eu înțeleg, e în mijlocul săptămânii, dar... No, dacă vreți să veniți, ne întâlnim acolo cu toți. Oricum o să vedeți pe YouTube. Sănătate, mai bine! La mulți ani cu sănătate, cum mai mult decât toate. Mai bine. Mă întâlnesc acum cu 500 de persoane în Londra, în James Park. La 5:30. Sănătate, mai bine.